Dragi telespectatori TV Sighet, ne întâlnim din nou în rubrica Cuvânt de Învățătură, de această dată într-o perioadă extrem de importantă pentru progresul nostru spiritual, cea pe care noi o numim Postul Mare. Este perioada în care suntem invitați să gustăm cu adevărat libertatea și eliberarea de toate dependențele și de tot ceea ce ne poate ține robi ai poftelor noastre, ai instinctelor, ai păcatelor, ai acestei imposibilități de a ne trăi viața umană cu deplină demnitate. Este așadar o perioadă de exercițiu și, ca și orice fel de exercițiu, are nevoie de a pătrunde adânc în sensul acestei perioade. Și acest lucru ne ajută fiecare duminică, fiecare zi a postului, care poate să fie o cale pe care, parcurgând-o, de fapt, viața noastră să fie mai apropiată de Dumnezeu și mai profundă în credință. Prima duminică din Postul Mare ne propune o evanghelie din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, din capitolul 1, versetele de la 43 la 51, numită Chemarea lui Filip și a lui Natanael. Iată ce ne spune acest fragment evanghelic. A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a găsit pe Filip. Iisus i-a zis, urmează-mă. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a întâlnit pe Natanael și a zis, l-am găsit pe cel despre care au scris Moise în lege și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Dar Natanael i-a zis, poate fi ceva bun din Nazaret? Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat unui israelit în care nu este viclenie. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? Iisus i-a răspuns și i-a zis, înainte de a te fi chemat, Filip, te-am văzut stând sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Iisus a răspuns și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi. Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Și a zis, adevăr, adevăr vă spun, veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului. Acesta este așadar textul evanghelic asupra căruia vom încerca în minutele următoare să reflectăm puțin pentru a înțelege că la începutul acestui drum de convertire, de aprofundare a vieții noastre de credință, de creștere în spiritualitate, este vorba de a percepe chemarea lui Dumnezeu. Noi devenim credincioși datorită faptului că Iisus este Cel care ne cheamă. În fragmentul de astăzi ne se spune că dorea să plece în Galileea. În Galileea, acel ținut de unde Iisus își începe activitatea sa publică, în Galileea neamurilor, într-un ținut păgân, pornește de la marginea țării promise pentru a se apropia apoi încet, încet spre centru, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Vrea să ne aducă pe toți în centru care este El și o ia de acolo de unde nimeni nu ar îndrăzni să înceapă, să ne gândim noi dacă vrem să începem un lucru. Nu începem din locurile cele mai puțin prielnice, ci de fiecare dată căutăm cum să ne plasăm, cum să ne amplasăm mai bine ca să fim vizibili, ca să avem șansă, ca să avem multe posibilități, multe căi deschise. Niciodată nu începem de acolo de unde sunt închise porțile. Iată însă că Dumnezeu dorește să înceapă de acolo, din Galileea. Dorea să plece în Galileea după ce cu o zi înainte îl chemase pe Filip, pe Andrei și pe Petru să devină ucenici ai lui. Erau ucenici al lui Ioan și au venit la Iisus și au zis, Învățătorule, vrem să vedem unde locuiești. Și Iisus le-a spus, veniți și vedeți. Este această dorința noastră de a-L cunoaște mai aproape pe Dumnezeu. Și pentru a-L putea cunoaște mai aproape, nu este suficient să auzim lucruri despre El sau să citim câte ceva despre El.
ci trebuie să ne apropiem de El, așa cum vrem să facem atunci când dorim să cunoaștem o persoană. Putem cunoaște din auzite, din relatările care pot să fie corecte sau incorrecte, dar cel mai bine o cunoaștem atunci când ne apropiem de ea și când ne întâlnim cu ea. Și acest lucru este valabil și despre Dumnezeu, despre întâlnirea noastră cu Dumnezeu, pentru că nu este întâlnirea cu o idee, ci cu o persoană. Așadar, Filip este chemat să vină și să-L vadă pe Iisus, unde locuiește, se duce, petrece timp cu El și reușește să-L cunoască. Iisus îi spune așadar lui Filip, urmează-mă. Îi se spune, Filip era din Betsaida și din cetatea lui Andrei și a lui Petru, pentru că ei, înainte de această chemare a lui Filip, au răspuns la invitația lui Iisus și l-au urmat. Și descoperind că, de fapt, Iisus nu este doar o simplă persoană, ci este cineva despre care Filip crede că este Mesia, îl întâlnește pe Natanael și îi spune ceea ce crede el. L-am găsit pe cel despre care au scris Moise în lege și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Poporul ales, membrii poporului ales, așteptau venirea lui Mesia și erau foarte atenți la profeții și la ceea ce Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, cum o numim noi astăzi, vestea despre venirea lui Mesia în lume. Iar Filip vede în întâlnirea cu Iisus semnele prin care în Iisus, de fapt, este prezent Mesia. Și acest lucru vrea să-l mărturisească mai departe. Credința începe așa, cu o recunoaștere a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, cu o recunoaștere a faptului că Dumnezeu vrea să ne fie însoțitor al drumului nostru. Și apoi, noi suntem chemați la rândul nostru ca să mărturisim această credință, să propovăduim, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, cel care să-i determine și pe cei din jurul nostru să creadă. Cum facem acest lucru în zilele noastre? Poate cu prea multă timiditate. Nu știu în ce măsură avem curajul ca în cercul nostru de prieteni, de cunoștințe, să vorbim despre Dumnezeu. Pentru că spiritul lumii în care trăim are altfel de preocupări, mult mai urgente și mult mai stringente. Dumnezeu nu este în centrul preocupărilor lumii de astăzi. Cu toate acestea, cel care crede este chemat ca să-L vestească pe Dumnezeu, în primul rând, prin mărturia sa personală, a întâlnirii pe care el a avut-o cu Dumnezeu. Așa face și Filip. L-am întâlnit, spune lui Natanael, pe cel despre care spune Moise în lege și profeții, pe Iisus, fiul lui David, din Nazaret. Face doar o greșeală. Spune că este din Nazaret și nu din Betleem, așa cum un bun cunoscător al Scripturii trebuia să știe. Se va naște din neamul lui David, dar nu din acea cetate necunoscută, din acel oraș necunoscut care este Nazaretul, ci din Betleem trebuia să vină Mesia. Și acest lucru îl determină pe Natanael să aibă o obiecție. Poate fi ceva bun din Nazaret? Adică el, ca și cunoscător a Scripturii, așa cum vom vedea imediat, știa că trebuie să se împlinească totul întocmai și, prin urmare, nu putea să fie acesta Mesia. Ce poți să spui în fața unui om care nu te crede pe cuvânt? Poți să-l inviți să vină și să facă și el aceeași experiență. Și este ceea ce face Filip cu Natanael. Îi spune, vino și vezi. Sunt două lucruri simple pe care și noi trebuie să le spunem celor care nu ne cred sau care spun că, de fapt, credința noastră nu este vie, nu este autentică. Trebuie să îi chemăm și să facă și aceeași experiență ca și a noastră, pentru că numai după ce au făcut și ei experiența noastră, vor putea să ne înțeleagă și să înțeleagă bucuria pe care inima noastră a simțit-o atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Sunt cuvinte simple, dar cuvinte care arată că, de fapt, în fața tuturor prejudecăților care există și câte prejudecăți nu avem și noi despre Dumnezeu, dacă nu ne răspunde la rugăciune, înseamnă că nu ne ascultă, poate că suntem noi păcătoși și, prin urmare, Dumnezeu nu dorește să ne dea răspuns. Dacă se întâmplă multe rele în lume, înseamnă că Dumnezeu
nu este alături de cei buni, de ce lasă ca acest rău să se răspândească, să se propage și nu intervine El care dorește ca omul să fie fericit și bucuros pentru totdeauna. Și atâtea alte prejudecăți pe care le avem și noi despre Dumnezeu. Dar aceasta pentru că nu cunoaștem suficient de bine modul de acționa al lui Dumnezeu. De aceea, Filip, ca să nu mai facă o lungă conversație contradictorie cu Natanael, îl cheamă și spune, vino și vezi. Și Natanael, pentru că era un prieten bun al lui Filip, merge spre Iisus, care văzându-l pe Natanael venit, zice despre el, iată cu adevărat un israelitean în care nu există vicleșug. Este modul în care, iată, reușește Iisus să se apropie de inima lui Natanael. Noi, în relațiile cu ceilalți, atunci când știm să scoatem în evidență latura pozitivă, aspectele pozitive din viața lor, în acel moment noi deja putem să ne apropiem de inima acelor oameni. Fiecare om există lumină și întuneric, există umbre, dar există și părți frumoase și luminoase. Și în relația noastră cu ceilalți, ca și adevărați creștini, de fiecare dată trebuie să vedem această latură pozitivă. Din păcate, trăim într-o lume care se concentrează prea mult pe aspectele negative și acest lucru ne împiedică să putem să intrăm în relații profunde și adevărate. De aceea Iisus se apropie de Natanael și spune, iată cu adevărat israelitean în care nu există vicleșug, arătându-i că inima lui este într-o căutare adevărată și corectă, doar că are nevoie de niște repere clare pentru a nu se pierde în căutarea pe care el o face și pentru a nu se limita doar la ceea ce el poate să înțeleagă. Sigur că Natanael este surprins și se gândește, poate vrea să mă măgulească și întreabă, da, de unde mă cunoști? Îl întreabă pe Iisus. Și Iisus îi spune, înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin. Și această relatare are o importanță specială, pentru că ne duce cu gândul la două aspecte. Sub smochin era Adam când a păcătuit, dar sub smochin se studia și legea lui Dumnezeu, se aprofunda cuvântul lui Dumnezeu, se intra în adâncirea cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, faptul că Natanael era sub smochin arată că el avea două posibilități, aceea de a studia cuvântul lui Dumnezeu și vedem că îl cunoștea pentru că spune nu poate să vină Mesia din Nazaret, dar și faptul că exista pericolul ca fără o lumină specială din partea lui Dumnezeu să meargă pe calea păcatului și a rătăcirii, a necunoașterii profunde a spiritului cuvântului lui Dumnezeu, a instrumentalizării sale, așa cum mulți dintre cei care studiază astăzi cuvântul lui Dumnezeu o fac și în felul acesta, de fapt, a nu simți că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel care dă viață, ci este cel care îl lasă pe om tot acolo unde îl găsește în funcție de cât poate el să înțeleagă. Și atunci Natanael, pentru că i-a atins inima, în primul rând spunând că nu este în sufletul lui vicleșug și după aceea spunându-i că îl cunoaște în profunzimea existenței sale, îl cunoaște mai bine decât se poate, îl cunoaște așa cum ne cunoaște Dumnezeu pe fiecare, are această exclamație uimitoare. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel. O exclamație care arată că de fapt a înțeles acum Natanael cu cine are de-a face și că se merită să se încreadă în cel pe care îl întâlnește. Însă Iisus vrea să arate că, de fapt, acesta este doar începutul drumului de credință, este începutul experienței eliberatoare a relației sale cu Fiul lui Dumnezeu. Pentru că îi spune, pentru că te-am văzut sub smochin, crezi, însă spun că lucruri și mai mari vei vedea. Veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului omului. Acesta este sensul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Nu să rămânem doar la realitățile acestea pământești limitative și adeseori înspăimântătoare, ci să ne ridicăm privirea spre cer pentru a vedea cerul deschis și această comunicare permanentă între cer și pământ prin mesagerii lui Dumnezeu care sunt îngerii,
prin faptul că Fiul omului este acum la dreapta Tatălui și dorește să vină și să ne întărească, să ne putem și noi să ne îndreptăm cu adevărat privirea spre ceruri. Este așadar un text care ne provoacă pe fiecare dintre noi să înțelegem câteva aspecte de la cei care sunt protagoniștii principali ai relatării. În primul rând de la Iisus, care este Cel care cheamă. A chemat atunci și continuă să cheme și astăzi oameni care să-L urmeze, care să intre într-o relație adevărată cu Dumnezeu, care să dorească să se lase transformați de această întâlnire cu Dumnezeu, să treacă peste prejudecățile pe care ei le au și, cunoscându-L cu adevărat, să poată să-L mărturisească pe Dumnezeu. Putem să învățăm de asemenea de la Filip, care face o experiență care pe el îl încântă și care simte nevoia ca experiența sa să o mărturisească. Și aceasta este, de fapt, evangelizarea la care suntem chemați și noi astăzi. Să ne întâlnim cu Dumnezeu, să facem această experiență frumoasă și plină de bucurie a întâlnirii noastre cu El și apoi să relatăm și celorlalți despre experiența noastră de credință. Și o putem face relatând cu entuziasm sau poate cu oarecare sfială, în funcție de modul în care noi vom ști să le spunem celor din jur despre întâlnirea noastră cu Dumnezeu, vom deveni evangelizatori care aduc vestea cea bună și conving și pe alții să se apropie, sau vom fi persoane timide care considerăm că această acțiune de evangelizare este de fiecare dată în slujba altora. Nouă ne este suficient că credem pentru noi. Credința trebuie să rămână în sferă privată, așa cum se spune și astăzi în societate. Filip spune ceea ce a crezut și în fața obiecțiilor pe care le are cel care știa mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu, nu are alt răspuns decât cel care este de fiecare dată convingător. Vino și vezi este lucrul pe care îl putem spune și noi celor din jurul nostru ca să facă și experiența noastră de credință și să poată să ajungă să fie la acea percepție pe care noi am avut-o în relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi îl avem pe Natanael, un om cu o căutare sinceră, dar un om care nu este lipsit de realitate, ci un om care dorește să înțeleagă și să pătrundă sensul lucrurilor. Natanael este așadar exemplul căutătorului care știe să pună întrebări și care așteaptă să înțeleagă cu adevărat credința. Pentru că credința nu înseamnă să nu înțelegi. Acea expresie bine cunoscută în popor, crede și nu cerceta, izvorăște dintr-o ignoranță și dintr-o dorință de a face din credință un fel de drum al întunericului și nu un drum al luminii. Credința îți permite să pui întrebări și te ajută să primești și răspunsuri dacă aceste întrebări sunt puse pentru a ajunge să intri cu adevărat în profunzimea acestei întâlniri și acestei relații. Înțelegem așadar din Evanghelia de astăzi că există chemări la care se poate răspunde imediat, așa cum a făcut Filip, la care se poate răspunde ezitând, așa cum a făcut Natanael, până ne lămurim, sau care pot fi refuzate. Pentru că libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și cu care ne-a înzestrat ne permite să dăm și acest răspuns de refuz la chemarea lui Dumnezeu. Însă dacă noi răspundem afirmativ la această chemare, pornim pe un drum nou, un drum al credinței, un drum în care suntem chemați să nu rămânem numai la ceea ce putem percepe cu mintea noastră, oricât ar fi ea de bine educată și de bine antrenată, totuși limitată și care nu poate pătrunde dincolo de realitățile acestea ale logicii și rațiunii care pot fi experimentate și exprimate, ci trebuie să ne deschidem și spre supranatural, să vedem cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Chemarea lui Dumnezeu, care a fost prezentă în vechime și care continuă să fie prezentă și astăzi, pentru că și astăzi Dumnezeu ne cheamă să cunoaștem Cuvântul Său din Sfânta Scriptură, să intrăm într-o relație de întâlnire cu El prin rugăciune și mai ales să ajungem să vedem cerurile deschise, fiind prezenți la Sfânta Liturghie, acel loc în care cerul se deschide, Fiul lui Dumnezeu coboară din nou la noi pentru a ne
a arăta că prin jertfa sa răscumpărătoare ne-a înălțat la realitatea aceasta divină a întâlnirii noastre cu Dumnezeu și dorința sa de a pătrunde în viața noastră, de a lăsa să ne cunoască și pe noi și să ne facă cunoscut adevărul pe care îl știe despre noi. Toate aceste lucruri, de fapt, ne ajută să înțelegem că este foarte important să auzim glasul lui Dumnezeu care ne cheamă astăzi și, în funcție de starea noastră sufletească, să dăm răspunsul potrivit la acest glas al lui Dumnezeu. Un glas al lui Dumnezeu care, dacă este ascultat și urmat, ne poate face să fim plini de uimire și să descoperim că, dincolo de toată căutarea noastră sinceră și care adeseori poate se poticnește și este împletită cu îndoială, există Dumnezeu, Cel care ne poate călăuzi ca să trecem dincolo de limitele noastre. De aceea, în această primă duminică a Postului Mare, este pus această Evanghelie, pentru a ne aduce aminte că nimic nu se poate întâmpla în viața noastră dacă noi nu suntem deschiși la această chemare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vrea niciodată să intre cu forța în viața noastră. Cine respectă, ne așteaptă, ne răspunde, ne caută, ne cercetează, ne lămurește și toate aceste lucruri îl fac pe Dumnezeu, de fapt, ca să își arate marea sa iubire, bunătate, îndelungă răbdare care o are cu fiecare dintre noi. De asemenea, privind la modul în care Filip și Natanael răspund la chemarea lui Iisus Hristos, putem să vedem că fiecare dintre noi suntem o realitate de sine stătătoare, că există atâtea posibilități de a răspunde la chemarea lui Dumnezeu, câți oameni sunt pe acest pământ. De aceea, drumul acesta al Sfințeniei, care înseamnă drumul de a merge împreună cu Dumnezeu, este un drum infinit. Câte persoane sunt pe acest pământ, atâtea modalități de a trăi Sfințenia sunt. Și tocmai aceasta face fascinantă legătura noastră de credință cu Dumnezeu. Faptul că nu rămânem numai la un model pe care l-am văzut și știm cu toții că atunci când citim în viețile Sfinților, ne impresionează modul în care unul sau altul răspunde la chemarea lui Dumnezeu. Și noi facem calea noastră, experiența noastră personală și dacă ea este cu adevărat autentică și este profundă, atunci ea poate să fie edificatoare și pentru cei din jurul nostru. Poate nu suntem toți suficient de bine pregătiți din punct de vedere teologic, poate nu cunoaștem așa de bine cuvântul Scripturii, poate nu înțelegem multe din misterele credinței și ale vieții pe care le descoperim odată cu trecerea anilor. Dar cu toții avem posibilitatea de a lăsa la o parte prejudecățile și de a ne apropia de Cel care este calea, adevărul și viața, pentru a înțelege că împreună cu El, de fapt, intrăm cu adevărat în adevărata înțelegere și pătrundem în profunzimea cunoașterii realității despre lume, despre noi, despre ceea ce urmează după ce plecăm din această lume. Este așadar o Evanghelie încurajatoare de a ne deschide ochii, de a ne deschide inima, de a lăsa la o parte tot ceea ce este luat ca și lucru pe care noi îl înțelegem, de a trece dincolo de obișnuințele vieții noastre de zi cu zi și de a îndrăzni să vedem că întâlnirea noastră cu Dumnezeu este, de fapt, lucrul esențial care ne poate ajuta să ne cunoaștem pe noi mai bine, să cunoaștem lumea în care trăim și să cunoaștem ce înseamnă a crede. Cu aceste gânduri vă doresc ca să puteți să faceți din fiecare zi a acestei perioade a Postului Mare o cale de a răspunde la chemarea lui Dumnezeu, pentru că fiecare clipă este o posibilitate de a răspunde la ceea ce Dumnezeu ne cheamă să împlinim în această lume, să-L mărturisim prin propria noastră viață, să-L mărturisim prin cuvintele noastre celor din jurul nostru care nu-L cunosc și mai ales să îndrăznim să privim noi la cerurile deschise de unde ne vine lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce este în lume.
O cale apostolului așadar în care să puteți să creșteți în credință și în cunoașterea lui Dumnezeu vă doresc tuturor.